marcheze primului gol la echipa noastră și sper să o țină tot așa. E momentul renașterii lui FC Botoșani, poate fi numit așa? E de vreme, dar în schimb avem încredere. Potențial știam că există la această echipă și cred eu că e important să rămânem modești din punct de vedere al comportamentului și să încercăm să facem și în meciul următor un joc bun. Discuțiile mele cu ei, asta le-am spus. Nu încercăm să ne gândim în primul rând la victorie, cât trebuie să ne gândim la un joc bun. Jocul bun aduce și punctele. Doar o etapă a mai rămas din acest an calendaristic și apoi se va cerne sita. Ai reușit să vezi jucătorii cu cea mai mare atitudine în seara asta? Să-ți faci o idee, pentru că de-abia ai ajuns de o zi în Botoșani. E destul de devreme pentru mine să fac așa să pun pe tapet cine m-a impresionat și cine nu. Astăzi au excelat toți din punct de vedere al determinării. Sigur, mai avem probleme, parcă am văzut un pic de precipitare atunci când avem mingea la picior, dar asta este normal, faptul că au fost o serie de rezultate care în care nu mai aveau încredere în forțele lor și atunci era normal ca să aibă și un pic de teamă, un pic de neîncredere, dar sper să rezolv această problemă și sper să la meciul contra celor de la FCSB să avem aceeași dorință. Și o pierdere în seara asta, cât de gravă e accidentarea lui Secu Camara? Am înțeles de la domn doctor că va sta cel puțin 3 săptămâni cu mâna imobilizată și are o luxație, dar sigur vom vedea mâine dacă acesta este diagnosticul corect. Băieții spuneau că au câștigat suficient cei de la FCSB și a venit și momentul lui FC Botoșani să câștige în ultima etapă de anul acesta. Clar, întâlnim o echipă bună cu jucători valoroși și nu vreau ca să mergem acolo, fără modestie, să fim atenți, pentru că fotbalul te pedepsește atunci când îl tratezi corect. Ei, din punctul meu de vedere, astăzi cred eu că s-au întors multe ghinioane, pentru că au mai pierdut puncte cu Chindia, ei au fost egalați în minutul 93, la CSU Craiova au pierdut un meci în ultimele minute și atunci astăzi cred eu că până la urmă s-a întors norocul și spre fața noastră. Mulțumim! Cu drag!